Bună, dragii mei, și bine ați revenit aici pe canalul meu, Anca Mihaela, la un nou episod de vlog. Astăzi este vineri, vineri, și vreau să fac o rețetă de gogoșar pentru că am mâncat la moașa mea ceva foarte bun. Gogoșar făcuți în oțet cu zahăr, opăriți, nu știu, fierți foarte puțin. Deci sunt atât de buni și am zis că trebuie să încerc și eu. Voiam să facem niște gogoșari în sos, dar ne-am răzgândit și așa că vrem să vă arătăm o super rețetă. Este prima dată când o fac și eu și Sorin și am zis să imortalizăm momentul, să facem aici cu voi, să vedem ce o să ne iasă. Mai târziu vreau să vă arăt cel mai frumos cadou pe care l-am cumpărat socrului meu. Nu vă spun încă ce este pentru că vreau să urmăriți până la final. Este ceva ce își dorea de foarte mult timp, am mai avut, dar în fine, s-a întâmplat ceva cu el și după aceea nu și-a mai luat. Așa că rămâneți aproape să vedeți rețeta noastră de gogoșari și cadoul pe care l-am făcut pentru că astăzi este ziua lui. Vă pup și ne auzim mai târziu. Deci, v-am arătat aici procesul. Noi ne-am apucat să îi tăiem. Urmează să mi-i spălăm de câteva ori pentru că inițial aș vrea să-l iau și pielița asta albă. Dar vedem cât de mult se ia. Cam așa se desfășoară aici treaba. Aici sunt ce aruncăm. Mai avem asta de făcut. Avem vreo 13 kg și curățat o să ne iasă în jur de 6 și. Depinde cât aruncăm pentru că mai avem și stricat printre. Dar ne-am propus să facem o rețetă de gogoșar cu opărit, fiert, așa, cu zahăr și oțet. Este prima dată când facem rețeta și sare, da. Am mâncat-o la moașa mea și am zis că trebuie să facem și noi. Noi inițial i-am cumpărat să facem gogoșari în sos, pentru că eu cu Sorin în fiecare an facem treaba asta, dar acum ne-am răzgândit. Așa că vă las și vă arătăm cum parcurgem noi toată rețeta asta, fiind nouă și pentru noi, și vorbim pe parcurs. Facem treabă în echipă. Zi ceva, Bibi! Foarte bună echipa!
Aici avem oțetul, zahărul, sarea și condimentele. Aici avem o paletă în care o să scoatem și o cratiță în care o să scoatem ardeiul după ce îl facem. Aici este ardeiul. Punem, nu știu cum să zic, cam două palete de ardei. Îl lăsăm să dea în clocot, îl scoatem și așa facem cu tot ardeiul până la final. După aceea ne apucăm să-l așezăm în borcane. Vă arăt imediat. Deci gata, le-am adus în cămară, le-am făcut. Ați văzut cum arată? Deci credeți-mă că eu am mâncat o grămadă așa până să-i pun în borcan. Îmi plac la nebunie, să știți că rețeta este învățată de la moașa mea. Am fost pe la ea și mi-a zis, fă și tu la fel ca mine. Și tare bine a fost că am ascultat-o. 11 borcane mi-au ieșit mie din 6 kg de gogoșar. Compoziția mi-a ajuns 100%, mi-a mai și rămas o lingură de compoziție. Dar vă zic că sunt atât de buni încât credeam că o să-i ținem pentru iarnă, dar nu o să se întâmple asta. El este cadoul pentru socrul meu. El este Coco, noul membru al familiei. Vă fac cunoștință cu el. Bună, dulceață! Luna viitoare o să-i mai luăm un prieten, pentru că acum doar pe el l-am găsit, dar o să-i mai cumpărăm un prieten. I-am cumpărat și colivie. Aici are mâncarea, i-am luat mâncare cu vitamine. Iar aici, în lateral, are apa. Aici. Și așa arată el. Lui Ianis i-am zis inițial că mușcă pentru că dă cu mâinile în el. Acum urmează să-i mai cumpărăm și o oglindă din aceea micuță și o piatră în care să dea cu ciocul pentru că, după cum se vede, l-are puțin încovoiat și riscăm să intre în gât. Și trebuie să-i luăm piatră ca să aibă în ce să dea cu ciocul, să se mai scurteze. Ii uitați cât e de frumos! Socrul meu i-a pus numele Coco, pentru că așa i-a chemat și pe ceilalți pe care i-a mai avut, dar este de o frumusețe rară. Nu știu cât se vede pe aici prin colivie, dar eu nu mai pot, sunt fascinată. Tocmai de asta l-am și luat, pentru că și-l dorea foarte mult. Bună, dragule! Bună, frumusețe! Uite, o să apare aici pe vlog. Salută prietenii noștri! Nu știu de ce nu mai vrea să focalizeze. Ia uitați ce culoare are, ce pene are, deci eu nu mai pot. Măi, Coco, măi, îmi place maxim de tine. Doamna de acolo mi-a zis că are până într-un an și cam atât. V-am zis, următoarea lună o să-i cumpăr și pereche. Pentru că nu vreau să se simtă singur sau să moară sau ceva de genul.
Aș vrea să vă arăt așa mai de aproape cât de frumos este. Nu reușesc, din păcate. Dar vă fac cunoștință cu el. Haide, Coco, zi ceva! Ești foarte frumos, Coco!